Bine ați revenit la termodinamică. Azi vreau să vorbesc despre principiul al doilea, al termodinamicii, dar pentru că sunt multe lucruri de spus aici, am împărțit acest curs în două. În prima parte, cea pe care o vedeți acum, voi da câteva explicații ca să vă ajut să înțelegeți ce spune principiul al doilea, pentru că e un pic mai dificil decât principiul întâi. De asemenea, voi da și voi explica două enunțuri, formulări ale principiului al doilea și voi vorbi despre ciclul Carnot. Urmând ca în partea a doua, care va apărea săptămâna viitoare, așa intenționez, să vorbesc despre entropie și despre ceea ce se numește perpetuum mobile de speța a doua. Principiul al doilea a apărut ca o consecință a studiului teoretic al mașinilor termice. Aceste mașini sau motoare, cum le spunem azi, i-au preocupat într-o foarte mare măsură pe inginerii și fizicienii secolului al XIX-lea, pentru că devenise evident că progresul tehnic nu se poate realiza decât dacă avem mașini care transformă căldură în lucru mecanic. De fapt, secolul al XIX-lea ar putea fi numit secolul mașinilor termice, pentru că la începutul lui au apărut primele locomotive, iar în a doua lui jumătate au apărut motoarele cu ardere internă, Otto și diesel, pe care le folosim încă și azi, în diferite variante îmbunătățite. O mașină termică lucrează întotdeauna după un ciclu, are un ciclu de funcționare, ceea ce înseamnă că mișcările și stările prin care trece mașina termică se repetă. Cu alte cuvinte, mașina termică trece prin tot felul de stări, dar ajunge până la urmă într-o stare pe care a mai avut-o. O astfel de transformare se numește transformare ciclică. Gândiți-vă de pildă că avem pistoane care efectuează mișcări de dute-vino în cilindri, avem piese care se rotesc sau le avem pe amândouă. Întotdeauna e vorba despre mișcări periodice, mișcări care se repetă. Dar într-o transformare ciclică, variația energiei interne este zero. Pentru că dacă sistemul termodinamic pleacă dintr-o anumită stare și ajunge în exact aceeași stare, înseamnă că toți parametrii lui sunt aceiași. Și asta înseamnă că și temperatura lui este aceeași cu cea pe care a avut-o în starea din care a plecat. Dar dacă temperatura este aceeași, înseamnă că și energia internă este aceeași, deci variația energiei interne pentru un ciclu de funcționare este 0. Delta U este egal cu 0. Dar principiul întâi ne dă următoarea relație între căldură, variația energiei interne și lucru mecanic. Q este egal cu delta U plus N. Și dacă ținem seama de faptul că delta U este 0, atunci din aceste două relații rezultă L egal cu Q. Deci principiul întâi ne spune că într-o transformare ciclică trebuie să primim tot atâta lucru mecanic câtă căldură dăm sistemului termodinamic sau de acum încolo să vorbim despre mașini termice. Principiul al doilea vine și analizează această egalitate și ne spune că sunt, de fapt, trei cazuri distincte. Odată, L poate să fie egal cu Q și amândouă să fie 0. Asta înseamnă că vorbim despre un sistem termodinamic izolat. El nu schimbă cu noi nici căldură, nici lucru mecanic. Dar înseamnă că nu avem ce să facem cu un astfel de sistem termodinamic. O astfel de mașină termică nici nu își merită numele pentru că nu ne dă lucru mecanic. Nu schimbă cu noi nici lucru mecanic, nici căldură. Așa că acest caz nu ne interesează. Apoi, putem avea cazul în care L este egal cu Q și amândouă sunt negative.
Asta înseamnă că, așa cum vedeți în desen, sistemul termodinamic primește lucru mecanic și dă căldură. Nici acest caz nu ne interesează, pentru că ar fi un mod foarte costisitor și complicat de a obține căldură. Putem obține căldură mult mai simplu, de pildă prin arderea unui combustibil. De fapt, acest lucru se întâmplă tot timpul în procesele mecanice prin frecări. De câte ori avem frecări, o parte din energia mecanică, lucrul mecanic, se transformă în căldură. De pildă, dacă ne frecăm palmele, asta facem, transformăm lucrul mecanic în căldură. Deci, nici acest caz nu ne interesează. Și avem apoi cazul în care lucrul mecanic este egal cu căldura și amândouă sunt pozitive. Acum avem în sfârșit o mașină termică, pentru că așa cum vedeți în desen, asta înseamnă că mașina termică primește căldură, căldură pozitivă, asta înseamnă că primește căldură și efectuează lucrul mecanic. Lucrul mecanic este pozitiv atunci când sistemul termodinamic efectuează lucrul mecanic și nu când se efectuează din exterior lucrul mecanic asupra lui. Deci, acesta este cazul care ne interesează. Dar principiul al doilea ne spune că tocmai acest caz nu este posibil. Adică ne spune că nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic. Nu putem face această transformare cu randamentul 100%. Să vedem de ce. Să ne imaginăm o mașină termică în contact cu o sursă caldă. Un sistem termodinamic care are temperatura mai mare decât cea a mașinii termice. În cazul nostru avem T1 mai mare decât T2, așa cum vedeți în desen. Mașina termică primește căldură de la termostat, de la sistemul termodinamic cu temperatura constantă pe care am notat-o cu T1 și transformă toată această căldură, așa cum ne arată această ecuație, în lucru mecanic. Dacă n-ar face așa, s-ar încălzi. Dar o să revenim la această idee. Ei, o astfel de mașină nu poate funcționa, pentru că energia internă este o formă de energie care apare din cauza unei mișcări dezordonate, mișcarea dezordonată a moleculelor. Pe când lucrul mecanic presupune o mișcare ordonată, adică miliarde și miliarde de molecule sau atomi sau ioni se mișcă împreună, se mișcă la fel. Și nu putem transforma o sumă de mișcări dezordonate într-o mișcare ordonată cu randament 100% și încerc să vă explic acum de ce. Imaginați-vă că avem un cărucior nu prea greu, căruia i-am atașat un panou, o placă. Și avem o grămadă de mingi de tenis, din care luăm câte 5, 7, 10 și le aruncăm să aibă loc o ciocnire elastică între ele și panoul respectiv. Și pe urmă mai luăm câteva și așa mai departe. Vor avea loc multe ciocniri între mingile de tenis și panoul căruciorului, și căruciorul va începe să se miște. Adică o parte din energia cinetică a mingilor de tenis se va transmite căruciorului. Dar oare se poate transmite toată? Mingile de tenis, după ce vor lovi panoul căruciorului, vor avea în continuare viteză. Cele mai multe vor reveni, se vor întoarce, își vor schimba sensul vitezei pe care au avut-o pe orizontală și vor avea în continuare energie cinetică. Deci nu toată energia mingilor de tenis se poate transfera căruciorului. De ce? Pentru că mingile de tenis au fiecare altă viteză și fiecare lovește în alt moment căruciorul. Și există în cazul ciocnirilor elastice cazul în care un corp lovește alt corp și corpul care a lovit rămâne în repaus, ceea ce înseamnă că după ciocnire el și-a transferat
toată energia corpului al doilea, dar asta se întâmplă doar dacă sunt îndeplinite niște condiții de viteze pe care le au cele două corpuri, de mase pe care le au cele două corpuri. Ori în cazul ciocnirilor dintre mingile de tenis și cărucior, nu pot fi îndeplinite aceste condiții în cazul tuturor mingilor. Chiar dacă se întâmplă pentru o minge, nu se întâmplă pentru celelalte, pentru că, repet, mingile au fiecare altă viteză și fiecare lovește în alt moment căruciorul, iar căruciorul în momentul respectiv are o altă viteză. Ei bine, exact același lucru se întâmplă și când moleculele unui gaz lovesc un piston care se poate mișca într-un cilindru, așa cum vedeți în desen. De fapt, asta se întâmplă în cilindrii mașinilor termice. Avem gaze fierbinți care s-au format prin arderea unui combustibil și moleculele acestor gaze se ciocnesc elastic cu pistoanele și transferă energie pistonului. Dar fiecare moleculă are altă viteză în momentul ciocnirii și, de asemenea, pistonul are altă viteză în momentul în care este lovit de următoarea moleculă și așa mai departe. Și mai ales din cauza faptului că masa pistonului este enormă în comparație cu masa moleculelor, moleculele nu își pot transfera decât o mică parte din energia cinetică prin ciocnire cu pistonul acestuia. Sigur că vom avea mai multe ciocniri, nu una singură, dar nici în acest caz nu se poate transfera toată energia mișcării dezordonate a moleculelor pistonului. Moleculele vor avea în continuare energie. Sigur că viteza lor medie scade prin faptul că își transferă o parte din energie pistonului, dar rămâne în continuare o anumită energie internă a gazului, ceea ce face, încă o dată spun, pentru că ăsta este lucrul important, ca transferul energiei dezordonate a moleculelor în energie ordonată a pistonului, adică în lucru mecanic, să nu se poată face cu randamentul de 100%. Asta înseamnă că după fiecare ciclu de funcționare, în care, nu uitați, mașina termică a primit căldură de la sursa caldă, moleculele rămân cu energie cinetică mai multă decât la începutul ciclului. Deci energia internă va fi mai mare, ceea ce înseamnă că și temperatura gazului va fi mai mare. Nu putem, deci, să ajungem la temperatura de la care am plecat, pentru că nu toată energia mișcării dezordonate a moleculelor poate să fie transferată mișcării ordonate a pistonului. Și asta duce la încălzirea mașinii termice. Mașina termică se va face tot mai caldă, tot mai caldă, până când va ajunge să aibă aceeași temperatură cu termostatul cu care este în contact, cu sursa caldă, și din acel moment ea nu mai primește căldură și nu mai poate funcționa. Dar să ne gândim din nou la o singură transformare ciclică, la un singur ciclu. Mașina termică a primit căldură. Această căldură a făcut să crească energia internă a mașinii termice, a gazului de lucru. Creșterea energiei interne înseamnă mișcare dezordonată a moleculelor. Pentru că nu toată energia acestei mișcări dezordonate poate fi transferată pistonului, adică poate fi transformată în lucru mecanic, înseamnă că la sfârșitul ciclului, mașina termică nu poate să aibă aceeași temperatură pe care a avut-o la început, trebuie să aibă o temperatură mai mare. Și asta înseamnă că într-o transformare ciclică, mașina termică nu poate efectua lucru mecanic. Sau invers, poate efectua lucru mecanic, dar atunci transformarea nu este ciclică, nu ajunge în exact aceeași stare, ajunge într-o stare în care temperatura este mai mare decât a fost inițial. Thomson, Lord Kelvin, a formulat pe scurt tot ceea ce v-am spus în felul următor. Într-o transformare ciclică monotermă, reversibilă, mașina termică nu poate efectua lucru mecanic.
Transformare monotermă înseamnă ceea ce am spus până acum, adică mașina termică este în contact cu un singur termostat. Are doar un corp cu care schimbă căldură, un sistem termodinamic cu care schimbă căldură. Iar reversibilă, o transformare este reversibilă dacă este ideală, dacă poate să aibă loc și în sens invers, în așa fel încât sistemul să ajungă în exact aceea stare și exteriorul lui să aibă exact aceeași stare pe care a avut-o la început. Ori așa ceva nu există, în practică nu există transformări reversibile. Așa că Thomson spune mai departe, dacă transformarea este ireversibilă, atunci mașina termică trebuie într-o transformare monotermă să primească lucru mecanic din exterior. Deci nu numai că nu ne poate da lucru mecanic într-o transformare ciclică, reală, ci dimpotrivă trebuie să dăm noi lucru mecanic mașinii termice. Atenție! Căldura poate fi transformată integral în lucru mecanic într-o transformare reversibilă, de pildă în transformarea izotermă. Într-o transformare izotermă, toată căldura pe care o primește sistemul termodinamic este transformată în lucru mecanic. Dar noi nu despre transformări vorbim de acest tip, ci despre transformări ciclice. Adică dacă vrem ca sistemul termodinamic să treacă mereu și mereu prin aceleași stări, atunci nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic. Ori nu putem construi mașini termice care să nu funcționeze ciclic. Orice mașină termică trebuie să funcționeze ciclic. Să notăm aceste lucruri. Dar dacă într-o transformare ciclică monotermă nu putem obține lucru mecanic, ce trebuie să facem ca să obținem totuși o mașină termică care să transforme căldură în lucru mecanic? Trebuie să folosim două termostate, adică ceea ce se numește o transformare ciclică bitermă, așa cum vedeți în desen. Mașina termică trebuie să fie în contact cu sursa caldă, de la care primește căldură, dar și cu sursa rece, cu un alt termostat care are temperatura mai mică decât mașina termică și căruia îi cedează căldură. Îi cedează, de fapt, acea căldură pe care n-a putut-o transforma în lucru mecanic. Și atunci putem avea transformări ciclice, adică mașina termică poate să treacă prin aceleași și aceleași stări dacă scapă de acea căldură pe care n-a putut-o transforma în lucru mecanic, transferând-o sursei reci. Deci principiul al doilea ne arată că nu e suficient să avem energie internă sau, într-o exprimare mai puțin exactă, căldură, ca să putem obține lucru mecanic. Trebuie să avem și o diferență de temperatură. Nici o mașină termică nu poate funcționa dacă nu există o diferență de temperatură între cele două termostate cu care este în contact. Și această diferență de temperatură face ca să avem căldură care de fapt trece de la sursa caldă la sursa rece prin mașina termică, așa cum vedeți în desen. Și o parte din această căldură este transformată de mașina termică în lucru mecanic.
Să vedem acum care este bilanțul energetic în cazul unei transformări biterme. Așa cum vedeți în desen, mașina termică primește căldura Q1 de la sursa caldă și cedează sursei reci căldura Q2. Căldura Q2 este negativă, fiind căldură cedată, să nu uităm acest lucru. Asta înseamnă că mașina termică poate efectua un lucru mecanic care este egal cu diferența dintre căldura primită și căldura cedată, căldura Q2, dar pe care trebuie să iau un modul, pentru că, așa cum am spus, ea este negativă și dacă vreau să am aici scădere, trebuie să iau în modul. Deci lucrul mecanic este diferența dintre căldura primită și căldura cedată. Randamentul unei mașini termice este, prin definiție, raportul dintre lucrul mecanic pe care ne-l dă mașina respectivă și căldura pe care o primește. Pentru că ceea ce este util este lucrul mecanic, iar ceea ce am dat, am folosit, am consumat, este căldura pe care o primește mașina termică. Și atunci putem înlocui aici lucrul mecanic cu această diferență și obținem că randamentul va fi, să notăm acum Q1 și Q2 cu căldură primită, respectiv căldură cedată, va fi deci căldura primită minus modul din căldura cedată supra căldura primită. Și dacă împărțim termen cu termen la numitor, obținem în final formula, randamentul este 1 minus modul din căldura cedată supra căldura primită. Avem deci această expresie pentru randamentul unei mașini termice într-o transformare bitermă. De fapt, în singura transformare posibilă în care putem obține lucru mecanic. Această formulă ne arată că randamentul nu poate să fie 100%, pentru că avem întotdeauna căldură cedată. Dacă n-am avea, ar fi o transformare monotermă. Și am văzut că într-o transformare monotermă nu putem obține lucru mecanic. Și atunci, întotdeauna se va scădea ceva din 1, randamentul va fi întotdeauna mai mic decât 1 sau în procente va fi mai mic decât 100%. Deci, randamentul nu poate să fie 100%. Asta ne arată principiul al doilea. Dar cât poate să fie? Cel care a găsit care este limita teoretică a randamentului unei mașini termice a fost inginerul și fizicianul francez Sadi Carnot, pe care îl vedeți aici, care din păcate a murit la o vârstă foarte fragedă, la 36 de ani, bolnav de holeră. El a demonstrat că există un ciclu teoretic, căruia azi îi spunem chiar ciclul Carnot și despre care vom vorbi imediat în încheierea acestui curs. Și acest ciclu are cel mai mare randament posibil între două temperaturi date. În acest desen vedeți reprezentat ciclul Carnot într-o diagramă presiune-volum. Ciclul Carnot este alcătuit din două izoterme, transformarea 1-2 și 3-4 sunt transformări izoterme și două transformări adiabatice, transformarea 2-3 și 4-1. Deci un ciclu Carnot este alcătuit din două transformări izoterme și două transformări adiabatice. Să scriem parametrii stărilor prin care trece mașina termică ideală care ar funcționa după un ciclu Carnot. În starea 1 avem presiunea P1, volumul V1, temperatura T1. T1 este de fapt temperatura sursei calde. În starea a doua
avem presiunea P2, volumul V2, dar temperatura tot T1, pentru că, n-ați uitat, temperatura este aceeași de-a lungul transformării 1-2, pentru că avem o transformare izotermă. În starea a treia, avem presiunea P3, volumul V3 și temperatura T2, care de data asta este temperatura sursei reci. Iar în starea a patra, avem parametrii P4, volumul V4 și temperatura tot T2, pentru că transformarea 3-4 este o transformare izotermă. Randamentul oricărei mașini termice, am văzut deja, se poate calcula cu relația 1 minus modul din căldura cedată supra căldura primită. Așa că trebuie să vedem unde primește și unde cedează căldură un ciclu Carnot. Sigur că n-are rost să ne gândim la transformările 2-3, respectiv 4-1, pentru că sunt transformări adiabatice. Și într-o transformare adiabatică, sistemul termodinamic nu schimbă căldură cu exteriorul. Avem însă două transformări izoterme. În transformarea izotermă, lucrul mecanic este egal cu căldura. Înseamnă că dacă vreau să văd unde primește căldură, trebuie să caut unde este această căldură pozitivă. Păi, în transformarea 1-2 se efectuează lucrul mecanic, pentru că volumul crește. Deci lucrul mecanic este pozitiv, deci și căldura este pozitivă. Ceea ce înseamnă că sistemul termodinamic primește mașina termică Carnot, ideală, primește căldură în transformarea izotermă 1-2. Cum se calculează căldura într-o transformare izotermă? Deci aceasta este căldura primită. Se calculează cu formula nu RT1 logarit din V2 pe V1. Și, bineînțeles, înseamnă că sistemul termodinamic cedează căldură atunci când e în contact cu sursa rece, nu? Deci la temperatura T2, în transformarea izotermă 3-4. Și căldura cedată se calculează cu formula ΝRT2 și logarit de data asta din V4 pe V3. Volumul final este V4, iar volumul inițial a fost volumul V3. Pentru că V4 este mai mic decât V3, am logarit dintr-un număr subunitar, care e negativ. Așa și trebuie, pentru că asta este căldura cedată și căldura cedată este negativă. Dar în formula randamentului, eu am nevoie de modulul acestei călduri cedate. Și atunci mă folosesc de faptul că logaritm din V4 pe V3 este minus logaritm din V3 pe V4. Și înseamnă că modul din căldura cedată este nu RT2 logarit din V3 pe V4. Și atunci pot să scriu că randamentul ciclului Carnot este 1 minus modul din căldura cedată, este ceea ce vedem aici, supra căldura primită, ceea ce vedem aici. Se vede că numărul de moli și constanta generală a gazelor se simplifică și rămâne T2 înmulțit cu logaritm din V3 pe V4 supra T1 înmulțit cu logaritm din V2 pe V1. Am ajuns deci la această expresie pentru randamentul ciclului Carnot. Ca să găsim o formă simplificată a ei și care ne spune mult mai multe, să ne folosim de ecuația transformărilor adiabatice. După cum știm, ea este P ori V la gamma constant. Dar pe mine nu mă interesează presiunea, pentru că ea nu apare în ecuația mea.
Așa că voi scăpa de presiune folosind ecuația termică de stare. P ori V este egal cu nu RT, de unde presiunea este nu RT supra V. Și acum substitui expresia presiunii în ecuația lui Poisson, în legea transformării adiabatice. Și voi avea nu RT supra V înmulțit cu V la gamma constant. Dar nu și R sunt constante, așa că pot fi înglobate în constanta din dreapta, iar V la gamma împărțit la V este V la puterea gamma minus 1. Și atunci obțin ecuația T ori V la gamma minus 1 egal constant. Deci legea transformării adiabatice se poate scrie în funcție de temperatură și volum, așa cum vedeți aici. Să scriem legea transformărilor adiabatice din ciclul Carnot folosind această relație. Pentru transformarea 2-3 avem starea 2. Avem temperatura T1 ori volumul V2 la gamma minus 1 este egal cu starea 3, temperatura T2 ori volumul V3 la gamma minus 1. Și acum pentru transformarea 4-1 avem starea 4 aici, starea 1 aici, dar o să încep cu starea 1 ca să am tot temperatura T1. Deci T1 înmulțit cu V1 la gamma minus 1 trebuie să fie egal cu T2 înmulțit cu V4 la puterea gamma minus 1. Și observați că dacă împart aceste două ecuații, obțin că V2 pe V1 la puterea gamma minus 1 este egal cu V3 pe V4 la puterea gamma minus 1. Dar asta înseamnă că V2 pe V1 este egal cu V3 pe V4. Și asta înseamnă că și logaritmii vor fi egali. Și asta înseamnă că ei se pot simplifica. Și obținem în final că randamentul ciclului Carnot este 1 minus T2 pe T1. Avem acest randament al ciclului Carnot, care, după cum vedeți, depinde de cele două temperaturi, dar numai de ele. Toate experimentele și toată practica legată de mașinile termice arată că, într-adevăr, randamentul ciclului Carnot nu poate fi depășit, de fapt nu poate fi nici măcar atins de o mașină termică reală. El reprezintă randamentul maxim posibil între două temperaturi date. Nu uitați că ciclul Carnot este un ciclu teoretic, un ciclu reversibil, deci teoretic. El ne arată doar limita teoretică
atunci când construim o mașină termică care funcționează între temperaturile T1 și T2. În partea a doua a cursului despre principiul al doilea, voi vorbi, așa cum v-am spus, despre entropie și despre perpetuum mobile de speța a doua. La revedere!